O casă din cartierul Alibaba din Megidia poate fi considerată spital mobil. Mai mulți voluntari americani au amenajat aici câteva cabinete în limita spațiului disponibil. Este o organizație din America, o organizație care se ocupă cu oferirea de consultații medicale oamenilor și medicamente prescrise de medici, bineînțeles, pentru cei care au nevoie, dar nu își permit să le cumpere sau nu își permit să meargă la o consultație. Oamenii sunt înregistrați, întrebați de afecțiunile pe care le au și îndreptați către unul dintre medicii specialiști. Locuitorii din Megidia sunt apoi preluați pentru a li se lua tensiunea, temperatura și glicemia, după care așteaptă pentru a intra într-unul dintre cabinetele Spitalului Mobil de Medicină Generală, Fizioterapie și Pediatrie. Lucrăm în Constanța Area de foarte mulți ani, în diferite locații. Facem aceste clinici în care totul se dă per gratis. Consultațiile, medicamentele. Sunt foarte multe persoane care au probleme cu zona lombară, în mod special, hernii de disc, protuzii discale și chiar au nevoie de medici, au nevoie de susținere din partea lor în ceea ce privește informațiile despre această boală. Megidienii se declară mai mult decât încântați de această mână de ajutor. Am văzut că mă doare capul tare, m-am operat că de la ulcer și am o infecție prea mare, am copilul bolnav, sunt bolnav, vai de cap. Ce v-au spus medicii? Mi-a dat tratament. Cum vi se pare această acțiune? Foarte bine, eu știu, acum nici n-am luat încă, nu știu. Având în vedere faptul că totul este gratuit, da. V-ați fi permis să mergeți la medic? Nu avem bani să mergem la medic, dar aici am venit. Această oportunitate ni se pare extraordinară pentru noi, cei care nu reușim să mergem, să ne facem analize, să ne facem consultații, pentru că ne costă foarte mult și de aceea cred că este extraordinară pentru toți cei care au venit și se controlează. În cartierul Alibaba există și o farmacie mobilă unde oamenii după consultație primesc tratament gratuit. Actually, no. Most of the children that I've seen today have been pretty healthy. Just your typical sore throat, runny nose. Cam câți pacienți ați consultat astăzi? I think total we've seen probably 50 already, 50 or 60. Do the people in the community confront with serious medical issues? Yes, just as one would expect, they have multiple chronic problems such as high blood pressure, diabetes, chronic lung disease. It's a typical general medicine set of problems. Voluntarii americani au consultat deja peste 200 de pacienți.